Potrivit pompierilor hunedoreni, în perioadele caniculare crește riscul de incendiu care se poate produce la vegetația uscată. În doar două zile, pompierii militari hunedoreni au intervenit pentru stingerea a 8 incendii de vegetație, în urma cărora au fost nimicite de foc aproximativ 24.000 de metri pătrați de vegetație uscată, informează ISU Hunedoara. Pentru a preveni astfel de dezastre, dar și pentru siguranța cetățenilor, pompierii atrag atenția că, în special pe vreme caniculară, trebuie respectate o serie de reguli. Printre acestea, să nu utilizați focul deschis pe timp de secetă sau caniculă, să nu utilizați focul deschis pe timp de vânt, să nu aruncați la întâmplare resturile de țigări, să nu utilizați focul deschis la distanțe mai mici de 40 de metri față de locurile cu pericol de explozie, cum ar fi gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi și așa mai departe, respectiv la 10 metri față de materiale sau substanțe combustibile, lemn, hârtie, textile, bitum sau ulei, fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare. Și pentru că este perioada vacanțelor și a concediilor, multe dintre ele petrecute în mijlocul naturii, pompierii vă recomandă și în acest caz un set de reguli care, dacă sunt respectate, vă pot asigura o perioadă de relaxare fără griji și fără incidente majore. Pregătiți focul doar în locurile special amenajate, sub supraveghere permanentă și în niciun caz pe timp de vânt, în pădure, ci doar la o distanță care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, plantații sau alte vecinătăți. Înainte de plecare, stingeți focul sau cărbunii încinși și nu lăsați la îndemâna copiilor chibrituri sau brichete.